După ani întregi de nepăsare, a început asfaltarea pe strada Baladei. Primarul Marius Creciu s-a ținut de cuvânt și drept dovadă în cartierul Walter Mărăcinanu s-au realizat investiții importante ce vor duce la îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor. Au început lucrările de reabilitare și modernizare pe strada Baladei. Infrastructura rutieră era grav afectată, acest loc fiind uitat de foștii edili ai municipiului Drobeta, Turnu Severin. Noroaiele și gropile făceau parte din viața cotidiană a locuitorilor din această zonă. Este o stradă dificilă, o stradă îngustă și a trebuit să venim cu un zid de sprijin, vorbim de strada Baladei, un zid de sprijin. După ce terminăm acest zid de sprijin, o să venim cu introducerea, extinderea rețelei de gaze și după aceea asfaltare. Strada Baladei face parte din lotul Walter Mărăcineanu cu străzile Curcubeului, pe care strada ce în acest moment e asfaltată, am ieșit de pe ea, lucrăm pe Cibinului la extinderea rețelei de gaze, pe Baladei lucrăm la zona de sprijin, iar până la sfârșitul acestui an sperăm să terminăm toate aceste străzi din cartierul Walter Mărăcineanu. Strada efectiv Walter Mărăcineanu este și ea în plină desfășurare, să zic așa, în lucrări masive și ea va fi terminată până la sfârșitul anului. Strada Baladei nu a fost asfaltată niciodată. Aici nu s-a investit nimic în ultimii ani, iar acum cetățenii de aici vor avea parte de o stradă reabilitată și modernizată. Mulțumim domnului primar pentru că s-a gândit să ne facă și nouă ulița asta, că asta e o uliță, aceea cu gazele, cu asfaltarea și cu lărgirea. E foarte importantă, fiindcă era cam strâmb, două mașini cam greu se deplasau. Trebuia să ne facem loc, la mica înțelegere. Cum da, e circula? Foarte. Să circula greu de tot, că na, era drumul, pe urmă s-a băgat și o sură de sort peste, că era mai rău față de înainte, pe ploi, pe ăștia. Era foarte rău, s-a circulat foarte rău pe aici. Dar mai credeți că se va asfalta vreodată? Sincer, mi-era greu să cred. Era... De cât timp stați aici? De 12 ani, 13 ani. Niciodată nimeni n-a venit? Da. De cât sunt eu aici, nu. Am mai, na, să zic, mici încercări, dar... Nu, acum da, el... E lucrare serioasă, da, e lucrare. Să știți. Se vede da, că e serioasă. Da. Până la sfârșitul anului oricum vom termina. Da. Oamenii de aici sunt bucuroși de ceea ce s-a realizat în zona lor, de faptul că vor scăpa de praf, de grop și vor avea în sfârșit condiții bune de trafic și de trai.